Bună ziua, bun găsit între prieteni! Consolidarea relațiilor prin recunoștință și apreciere reprezintă un pilon fundamental al legăturilor interpersonale durabile și sănătoase. Cum facem să învățăm să ne exprimăm mai des recunoștința, să ne arătăm sensibilitatea față de contribuțiile și gesturile celorlalți? Vom afla de la Valentina Teodorescu, coach. Bine te-am găsit! Mulțumesc, bine v-am găsit și tare mult mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi din nou despre niște lucruri care ne pot schimba viața în bine. Foarte frumos, într-adevăr, subiectul și noi ne bucurăm să te avem alături și să povestim așa, apropo de aceste schimbări pe care le putem face în viețile noastre, pentru că dacă te uiți așa în jur la calitatea relațiilor umane, de foarte multe ori scârție, mai puțin găsim așa recunoștință, mai puțin găsim înțelegere față de cei din jur și față de faptele lor. Trebuie înțelepciune multă, trebuie lucrat la capitolul ăsta, nu? Exact, ai punctat foarte bine, trebuie înțelepciune care se poate antrena. Este un aspect la care ne putem uita, ne putem schimba perspectiva cu multă conștientizare vis-a-vis de ce trăim și știu că cel mai adesea ne este mult mai ușor să criticăm și poate să judecăm și să exprimăm asta mai ales în momentele în care ceva ne supără, ne înfurie, ne dezamăgește. Însă, dacă ne formăm un obicei de a practica recunoștința, observarea momentelor frumoase din viața noastră, ne e mult mai ușor să construim conștientizarea și prezența în momentele de furie, că poate putem exprima și altceva, poate putem vedea și o altă perspectivă a situației pe care o trăim. Da, și uite, ai spus foarte bine că noi criticăm, judecăm și da, majoritatea oamenilor stau în frică, în furie, observă doar bârna din ochiul celuilalt. De ce crezi că avem atitudinea asta? În loc să, uite, să mergem pe partea cealaltă, partea pozitivă, în care, știi cum e, este mai înțelegător, a greșit asta, este, trecem cu vederea. Da. Sunt foarte multe studii în neuroștiință care vin și ne arată că mintea noastră, creierul nostru, nu caută fericire, nu caută stare de bine, caută supraviețuire. Și ce ne este cel mai la îndemână și de folos este să ne uităm la unde este pericolul în ceea ce experimentăm noi în viața de zi cu zi. Și atunci dacă cineva ne amenință starea de bine și ne scoate dintr-o zonă de confort prin ceva ce spune sau ceva ce face, prima noastră reacție este una negativă, pentru că vrem să ne apărăm, vrem să intrăm într-un moment în care... Teritoriul nostru, știi cum e, adică te simți lezat, așa că simți nevoia să te aperi. Da, da. Asta corelat cu poate un tip de educație pe care l-am văzut acasă în familie sau în societate sau în școală sau de ce nu în mediu familial și amical cu prietenii. Pe principiu copilul vede la părinții săi cum reacționează și automat preia acest model, îi se pare normal, nu? Da, să devină și el practic în unele situații la fel ca ei. Da. Adică el preia inconștient acest tipar. Preia tiparul și odată ce este bine așezat în comportamentul nostru în viața de zi cu zi, e foarte greu să-l schimbăm. Avem nevoie de foarte multe exerciții contra, de practici diferite, ca să se lege, să se sudeze sinapsele noastre în creierul nostru cu comportamente diferite. Sunt ca niște linii de cod scrise, dacă e să folosesc o analogie de informatică, pe care avem nevoie să le rescriem, dar ca să facem asta ne trebuie de ceva prezență și conștientizare. Ei, uite și aici vreau să ne înveți cum trebuie să lucrăm și cum să facem aceste schimbări, dar nu dintr-o dată, nu radical, că nu o să se întâmple asta peste noapte, clar. Dar cum lucrăm, pași mici, ce facem în fiecare zi, astfel încât să facem loc, uite, recunoștinței în viața noastră, empatiei, sensibilității față de ceilalți. Da. Metoda care funcționează cel mai adesea pentru majoritatea dintre noi este conștientizarea de tip scriere în jurnal. Journaling, exact, exact. Am văzut rezultate și în experiența mea personală, dar și în experiența oamenilor cu care am lucrat până acum. Când ne așezăm seara și ne punem intenția de a scrie pe hârtie măcar un lucru pentru care suntem recunoscători din ziua respectivă, în timp, în 3 luni, în 6 luni, în 12 luni, se formează deja un tipar în care la sfârșitul zilei îți este foarte, foarte ușor să vezi ce a fost frumos în ziua ta, pe lângă ce a fost dificil. Nu deci punem ambele lucruri, da? Exact. Facem liste, cum s-ar zice. Adică punem și lucrurile negative și lucrurile pozitive și cele mai mărunte lucruri. Aș spune mai degrabă să le punem doar pe cele pozitive. Doar cele pozitive. Da. Mă gândeam că poate faci așa o balanță să vezi exact cam cum ești. Știi, dacă ești înclinat să vezi doar lucrurile negative și nu ești conștient că mai există și lucruri pozitive care poate ți s-au întâmplat. Știi, mă gândeam așa prin comparație să începi.
Poate fi un exercițiu și să vezi ce se întâmplă sufletește în inima ta pe parcurs, însă studiile ne arată că ce are o eficiență pe termen lung în schimbarea de perspectivă și în starea de bine și în felul în care reacționăm la stres este să practicăm un jurnal în care ne notăm punctele pentru care suntem recunoscători în ziua respectivă. Ei, uite și aici întrebare. De ce atunci când ne pune cineva să ne gândim pentru ce suntem recunoscători, tindem să poate minimalizăm anumite lucruri, că ni se par ca un dat. Adică nu ne mai bucurăm că vedem o frunză căzând, că auzim râsetul unui copil, că, nu știu, am văzut doi oameni care se țin de mână pe stradă în vârstă, nu știu, zic lucruri foarte mărunte. De ce trebuie neapărat să ne gândim, mă, ce am realizat eu astăzi, așa ne-am mai pomenit grandios, de ce nu reușim să facem lucrul ăsta? Pentru că nu avem exercițiu și, într-adevăr, asta este una din provocările pe care le aud cel mai des în ședințele de coaching, dificultatea de a găsi momentele de splendoare. Mie îmi place tare mult să le numesc așa, în viața noastră, și așteptăm să se întâmple ceva în mod specific, da, ca să putem numi ceva. Este dificil pentru că suntem foarte mult ancorați în modul ăsta automat de funcționare al minții noastre, în care suntem poate pe repede înainte, în unele zile, intrăm în rutina zilelor. Și avem nu mi se mai de... pare nimic extraordinar, exact, așa, nu? Adică exact. Ducem copilul la grădiniță, venim la muncă, ajungem acasă, facem ce mai avem de făcut pe acolo și încheiem seara. Deci cam așa sunt viețile noastre. Este dificil să te scoți din cotidianul ăsta automat dacă nu te ancorezi un pic în momentul prezent. Să te oprești pentru 30 de secunde, doar 30 de secunde, cu alarmă pe ceas dacă este nevoie, și să observi ce este în jurul tău, în viața ta, în momentul respectiv. Și să cauți cu intenție un lucru pentru care simți bucurie, apreciere sau recunoaștere. Privești cerul, nu știu, în secunda aceea. Te uiți la forma norilor, nu știu, o suni pe mama ta, îi spui că o iubești. Adică lucruri atât de mici, da, care îți aducă starea asta de bine. Îți promit din experiență proprie, printr-o practică de mai mult de un an de zile, că se schimbă complet perspectiva pe care o ai asupra vieții și este mult mai ușor la sfârșitul zilei să-ți dai seama că, ok, ziua ta n-a fost cea mai bună și sigur sunt foarte multe probleme pe pământ, nu înseamnă că recunoștința o să le înceapă să le ignore, dar se schimbă starea de spirit, felul în care reacționezi la problemele respective. Prin conștientizarea unor momente care, într-adevăr, sunt și bune și frumoase și merită apreciere. Apropo de ce spui tu, asta mă duce cu gândul la o practică, la mindfulness, să fii cât mai ancorat în prezent, nu? Și să fii, să zicem, martorul existenței tale, dar din prezent, nu din trecut și nu din viitor. Contează foarte mult și merg cumva mână în mână, dacă e să le cataloghez așa, mindfulness, starea de prezență și recunoștința. Și uneori nici măcar nu trebuie neapărat, dacă meditația, de exemplu, nu este o practică pe care, cu care te simți confortabil să o folosești, poți să folosești o plimbare în natură, în care să încerci să te conectezi la bătaia vântului în frunzele copacilor, la razele soarelui care cad pe copaci. Sau un moment de mâncat conștient, care savurezi fiecare gust pe care îl simți din mâncarea respectivă. Și aceste momente sunt tot o practică de mindfulness. Și care, care sunt beneficiile, de exemplu, apropo de recunoștința asta practicată, că e un antrenament, dacă stai să te gândești așa în fiecare zi, să fim recunoscători pentru un anumit lucru sau pentru mai multe. Ce schimbări aduce în corp, la nivelul creierului, la nivelul organismului? Reducerea stresului, adică reducerea nivelului de cortizol, de adrenalină, crește nivelul hormonilor de fericire, serotonină și oxitocină și, per total, îți dă un sentiment de beatitudine, de bunăstare generală. Și contează foarte mult scrierea de asemenea a momentelor de recunoștință, pentru că uneori, din practică personală îți spun, am avut momente în care încercam să conștientizez ce a fost frumos în ziua mea, dar efectul pe care îl simțeam în minte, în spirit, nu era același ca atunci când scriam efectiv pe hârtie, și când mă puneam să scriu pe hârtie, lista deja devenea mult mai lungă, mi era mai ușor să conștientizez ce s-a întâmplat în ziua mea. Și cred că pe măsură ce faci acest exercițiu ești cu atât mai atent la ce se întâmplă în jurul tău și lista aia se poate, zic așa, îmbogăți cu mult mai multe lucruri dacă stai să te uiți așa la un parcurs, dacă ții acest jurnal zilnic.
Exact. Și devii și mai predispus să arăți apreciere celor din jur. De aici și ideea că ni se îmbunătățesc relațiile. Să-ți ofer un exemplu, soțul meu m-a întrebat în după-amiaza aceasta dacă am nevoie să meargă cu mine aici, să-mi ofere sprijin emoțional. Și fiind pe pilot automat, i-am spus, nu, mulțumesc, sunt bine. Cum sunt femeile, le exact. Fac ele pe toate și se descurcă, cum să nu. Exact. Dar pentru că am practica recunoștinței și exercițiul prezenței de moment, m-am oprit o secundă și mi-am dat seama cât de mult apreciez că a avut gândul ăsta pentru mine. Dacă aș fi rămas pe pilot automat, aș fi trecut peste moment și nu i-aș fi transmis și lui cât de mult apreciez că s-a gândit la mine. Da, uite, apropo de lucrurile acestea, bă, chiar și în relație, pentru că nu mai avem, mai ales dacă a intrat deja în rutina aia și vă cunoașteți foarte bine și sunteți împreună de mai mult timp, nu mai sunteți atenți la aceste mici gesturi, da? Și nu mai spui partenerului, îți mulțumesc că, nu știu, mai mi-ai făcut un masaj sau că ai vrut să vii cu mine sau că m-ai lăsat să dorm o oră în plus. Adică ți se par niște lucruri absolut obișnuite și uiți să-i spui, poate că îi spuneai la începutul relației, dar acum nu-ți mai vine să-i spui, ți se pare normal să fac aceste lucruri pentru tine. Mm-hmm. E dificil când se întâmplă asta. Pentru că, din nou, e foarte important să observăm mici gesturi care se întâmplă în viața de zi cu zi. Schimbă complet dinamica de apreciere, recunoștință și sentimentul că suntem mai legați, suntem mai apropiați, suntem mai intimi emoționali. De fapt, asta contează, exact. Obținerea acestei intimități care se creează între parteneri. Asta se întâmplă cu ajutorul recunoștinței și aprecierii, printre alte lucruri, bineînțeles. Normal, așa este. Iar când vine vorba de lăsatul criticii, deoparte și a tot felul de judecăți, că îți mai vine așa cât un impuls, nu? Da. Cum le ținem în frâu? Din nou, e nevoie de un exercițiu de ancorare în prezent, să-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Pentru că cel mai adesea atunci când apare o critică în mintea noastră, se întâmplă ceva și în corpul nostru. Apare poate un moment de furie, de frustrare, de dezamăgire și dacă simți că ți se încălzesc urechile, crește tensiunea. Obrăjorii acolo, inima bate exact, mai tare, așa. Da. Poate ai un moment de reflexie în care îți pui întrebarea, se întâmplă ceva cu mine, oare sau de ce mă trigăruiește lucrul ăsta? De ce mă declanșează ce a spus, ce a făcut persoana cu care stau acum de vorbă? Și cel mai adesea funcționează poate să-ți pui întrebarea, care este povestea mea în ce se întâmplă acum? Ce mă declanșează pe mine și ce se întâmplă pentru mine de m-a deturnat emoțional? Și dacă încep conversația cu, uite, s-a întâmplat asta, ai spus asta, pentru mine a însemnat următorul lucru și m-am simțit în următorul fel, deja e o altă poveste, deja e o altă filă de conversație în interacțiunea respectivă. Da, simți că se așează lucrurile și poate că nu o să mai fie atât de reactiv. Cred că asta este problema la noi, suntem prea reactivi. Da, pentru că atunci când criticăm, e foarte ușor pentru celălalt să intre în defensivă și când intră în defensivă nici măcar nu te mai aude. Nu te mai aude, gata. Pentru că în mintea lui deja se stabilește un plan despre ce să-ți spună, cum combatem, ce facem, ce argumente mă aduce, nu? Da, exact. Mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte plăcută. Să începem așa cu pași mici în fiecare zi. Ne luăm o agendă, mergem acum, ne cumpărăm o agendă frumoasă, dacă nu avem deja una prin casă. Da. Și începem în fiecare zi să scriem aceste lucruri, să vedem ce schimbări frumoase o să vină în viața noastră. Exact. Mulțumesc și eu tare. Te mai așteptăm cu drag. Mulțumim frumos. Ei, și puteți să începeți să faceți acest lucru într-o mică escapadă, așa, în weekend, dacă tot este vremea frumoasă și ține cu noi. Poate mergem la 7 scări, ne arată Mihai Popa cum este acolo. Echipa Ateneului Național din Iași pornește într-un amplu turneu organizat în capitală în perioada 9-15 noiembrie cu 11 reprezentații ale celor mai apreciate spectacole din repertoriul curent. Despre ce vom putea descoperi, vom vorbi cu regizor și actor Erica Moldovan și actorii Codri Danilă și Dumitru Florescu. Bine v-am găsit! Bine, bine v-am găsit bine și v-am noi. Găsit. Bucuroși de oaspeți, ca să zic așa. Asemenea, bucuroși de invitație. Ați bătut cale lungă din Iași până în capitală. Pe jos. Mănânci o pâine. Încet, da, sigur, vorba aceea. Dar aveți un scop nobil, o să ne putem bucura de spectacolele voastre frumoase, de voi, de talentul vostru, de pasiunea voastră. Începând din această seară, hai așa să vedem cu ce reprezentație începeți acest frumos turneu. Să vorbească Scorpia. Deci o
îmblânzim? Surpriză. O să aflăm. Lăsăm publicul bucureștean să vadă dacă poate aici se schimbă finalul sau nu, cine știe. Într-adevăr, mulțumim de invitație. Sunt delegată să vorbesc despre acest frumos festival, această frumoasă drumeție, așa cum ați spus. Este vorba despre Ateneul Ieșan pe scenele din București, ediția a doua. Suntem la a doua venire, am fost și anul trecut cam în aceeași perioadă. De data aceasta am venit la Purtător cu 8 spectacole și 10 reprezentații pe scenele din București, scene precum scena Luceafărul, Rapsodia, Elixir și multe altele. Programul o să-l spunem mai acuși, doar că în seara aceasta vom juca Îmblânzirea Scorpiei de la ora 19 la Teatrul Bulandra, la sala Liviu Ciulei, la ieșirea de metrou Izvor. Izvor, exact, acolo, ah. în centru, da. Noi ca nu să ajungă toată lumea, știi cum este, la fix poziționat. Mai ales noi, e important să ajungem, că noi încă ne rătăcim prin București. Noi de aceea mi s-a explicat, am spus și eu mai departe. Mâine... Este o montare clasică a nu. piesei Îmblânzirea Scorpiei? Nu, este în regia lui Răzvan Oprea, este un concept regizoral inedit, fresh, așa cum spune și domnia sa, este foarte greu să reușești să conservi textul shakespearian și conceptul shakespearian pe un public de secol 21 așa și este. Într-un curent de secol 21. Este un spectacol extrem de exploziv, are un mesaj feminist foarte puternic, de altfel în contrapunct cu textul shakespearian de atunci, care era ușor misogin, macist, dar de data aceasta am reușit să răsturnăm și cu toate astea să păstrăm, să conserve textul în integralitatea lui. Foarte interesant. Păi da, dacă ai să te gândești la textul shakespearian, acolo femeia trebuia să facă cum spune bărbatul. Deci dacă bărbatul spunea că este soare pe cer și era lună, după cum bine știm, trebuia să spui că este lună, nu? Da, și așa este. Iar Răzvan Oprea a reușit, zic eu că este un pareu câștigat, pentru că este la limită, pe muche de cuțit. E riscant să iei un text canonic, un text clasic și să-l reconfigurezi de așa manieră total, de la A la Z. Și cu toate astea se reușește să conservi textul, fără să-l alterezi. Minunat, ce efort foarte frumos. Un efort foarte frumos și trebuie apreciat și trebuie descoperit. Deci ați auzit bine din această seară la Liviu Ciulei, la Teatrul Bulandra, Îmblânzirea Scorpiei. Hai să vedem, pe voi unde vă mai vedem, în ce spectacole? Pe noi, dacă e să le luăm în ordine, cred că deci în seara asta Îmblânzirea Scorpiei, care e o ocazie bună să-l vedeți și pe Paul Ipate într-o formă de zile mari și pe noi toți, bineînțeles. Normal. Mâine seara este Hangița. Este Hangița, da, cu domnul Mihai Griasandu. Este la Teatrul Excels. Nu, la sala Rapsodia. La sala Rapsodia, tot în centrul. Da. Așa, acolo, da? Programul că nu le știm bine, afară că așa? De la Excelsior, sâmbătă, la ora 19, Ivan Turbincă cu domnul Vlad Rădescu. Un spectacol, o montare a domnului Ion Sapdaru. Sunt Aladin la sala Luceafăr, duminică, la ora 12, un spectacol pentru copii foarte, foarte frumos, colorat. De la ce vârste vin copiii? În regia colegei noastre, Erica Moldovan. De la ce vârste pot să vină copiii? Inclusiv de la 4-5 ani. Băiețelul meu, care avea 5 ani când am montat, a stat cu sufletul la gură. Să afle tot ce se întâmplă. Da, acolo, și da? Am văzut foarte mulți copii de aceeași vârstă care au putut să urmărească spectacolul fără să se plictisească, pentru că este bogat, are multă lumină, culoare, îi ține muzică, acolo, da. Sunt fascinați oricum de tot ce se întâmplă. Și mult machiaj. Și mult machiaj. Mai ales domnul... E duhul. Da. Domnul, și ai încăput în lampă? Am încăput cu greu în lampă și am încăput cu greu și sub un strat consistent de machiaj albastru. Ah, riscurile meseriei, ce să zicem. Și ca să continui, că eu am în față și nu mi-e rușine să țin programul în față. Trebuie. Așa, trebuie. Am să spun știi că... Știi cum era în liceu, știi că te uitai pe sub bancă acolo, mai așa te prindea. Așa te prindea, înțelegi? Așa. Hai să le punem pe bancă acolo. Cel mai bun secret e făcut la vedere. Exact. Duminică, pe 12 noiembrie, la ora 19, la sala Luceafărul, jucăm Amadeus, unde puteți să-l vedeți pe Claudiu Bleonț și pe noi restul, dar Claudiu Bleonț este piesa noastră de rezistență a acestui spectacol. Luni, pe 13 noiembrie, la sala Luceafăru, sunt două reprezentații de Tache Anche și Cadâr, una la ora 12, alta la ora 19. Din nou în regia maestrului Ion Sapdaru.
Să spunem că Amadeus este regia lui Toma Enache. Da. Marți, la sala Luceafăru, la ora 20, prenumele cu Marius Manole. Minunată piesă, am văzut-o și eu și aș revedea-o, sincer. Vă așteptăm cu mare drag. Este minunată prenumele. Regia lui Radu Ghilaș. Da. Da. Și la sala Rapsodia, pe 15 noiembrie, tot așa două reprezentații, una la ora 12, alta la ora 19, Baltagul în regia lui Toma Hogea, având-o pe doamna Maia Morgenstern în rol principal, face un rol monumental și noi suntem tot timpul acioați prin culise să urmărim fiecare pas pe care îl face pe scenă. Să sorbiți fiecare cuvânt. Da, este într-adevăr o lecție de actorie. Așa este. E un tur de forță ce faceți voi în această perioadă. Cum vă este? Cum puteți să rezistați? Am vorbit despre atâtea spectacole. Facem asta de ani de zile. Adică, în 2016 suntem pe baricade cu multe spectacole și aproape săptămânal, cam vreo 5-6 spectacole pe săptămână. Dacă avem și cele pentru copii, atunci se ajunge și chiar la 10 spectacole într-o săptămână, de luni până duminică. Plus repetiții. Ne-am făcut botezul. Plus repetiții. Ne-am făcut botezul de foc, să zic așa, în 2018. 19. 2008. Așa, 2018. Când s-a sărbătorit centenarul Marii Uniri și am făcut un turneu în care am jucat în mai bine de 100 de localități din țară și din străinătate, să zicem, Republica Moldova și Ucraina. Da, de localități. Minunat. Și jucam 2-3 reprezentații pe zi. Și am avut timp de aproape 2 ani un program care s-a numit Unire prin Cultură. Ateneul pleca, adică dezideratul nostru era să atingem toate județele țării. S-a întâmplat odată să nu reușim să jucăm și ne-am întors. Și am jucat în acel județ pe care îl sărisem. Și atunci, da, ne-am făcut, botez de 3 luni, de 7 ani, botez. Nu doar orașele mari și orașele mai mici, chiar și sate. Da, am jucat acolo la sate. Acolo mi se pare foarte important să ajungeți de fiecare dată când aveți posibilitatea, pentru că noi știți cum e, în orașele mai noi suntem privilegiați, că avem o bogăție culturală, avem de toate, avem muzee, avem teatre, avem de unde să alegem, dar cred că cu bucurie este și mai mare atunci când oamenii de la sate sau din aceste orașe micuțe reușesc să vină să vă vadă. Cred că e explozie acolo, nu? Dar e nevoie de cultură în toată țara. Așa este. Din păcate, prea puține localități au privilegiul de a avea acces constant la producții în genul celor pe care le scoatem noi, le exportăm. Sau cel puțin o casă de cultură. Sau așa, da. Tocmai de aceea ATN-ul și-a dorit încă de la început să aibă un repertoriu variat, un repertoriu care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, tuturor categoriilor sociale, tuturor categoriilor de oameni și jucăm peste tot, orice, oricând, oricum, ceea ce pe noi ne bucură. Aia nu ne scade niciun fel valoarea ștacheta. Nu este vorba despre asta, clar. Țin minte odată că am jucat, dacă țineți minte, în Vala lui Ion, într-un șopron pentru doi copii, care credeau că vine circul, pentru că ei așa asociau teatru cu circ. Și am jucat Peter Pan. Doi copii erau, doi frățiori. Bine, noi și am jucat. Destul de colorați. Arătam cu culori și... Au zis oamenii că vine circul. Minunat. Da, uite, vreau să povestesc și despre pasiunea asta și e clar că nu e pentru oricine această meserie. Trebuie multă iubire acolo, multă dedicație. Cum a început povestea voastră cu teatrul? Ce v-a mânat, ca să zic așa? Hai, spuneți mai ce. Da, dragul meu, eram... noi suntem împreună din 2016. De când șeful nostru, domnul director, domnul manager Andreea Preotesi, ne-a selectat și a luat o mână de oameni și a zis că vrea să ridice Ateneul Tătăraș și să devină Ateneul Național. Și din 2016 a început povestea noastră. Noi făceam teatru de mai demult. Eu și cu Erica suntem de aceeași generație, Dumitru e puțin mai mititel. Deci dacă despre ce să vorbim, de cum am început povestea la Ateneu, sau cum am început. Și uite cum vi s-a părut toată perioada asta, pentru că era o provocare, nu? Adică vi se punea pe umăr o mare provocare. A trebuit să stăm uniți. Noi suntem un efectiv de 14 actori,
Tineri, da, tineri. Adică eu și cu Codrin suntem cei mai vârstnici din toată trupa, nu o să spunem ce vârstă avem. Înțelepții grupei. Așa, dar la început am fost 10, după care ne-am făcut 14, ne-am multiplicat diviziune. Da, da. Și dacă suntem o trupă foarte unită, suntem un fel de familie, a doua noastră familie, a doua noastră casă, pentru că petrecem foarte mult timp, nu ne permitem să ne certăm, nu ne permitem să ne supărăm dacă se întâmplă. Vrem să ne împăcăm pentru că avem de lucrat foarte mult împreună. Da, se simte asta pe scenă, de exemplu. Dar nu doar asta, ci pentru că la acest ritm draconic, sisific, nu poți să fii dezbinat, nu poți să fii, să mai ai un alt stres în plus. Și atunci, și am învățat eu personal și cred că și colegii mei, am crescut unii cu alții și ca oameni, nu doar ca actori și ca experiență, am crescut să funcționăm. Orice ar fi, noi trebuie să rămânem împreună, trebuie să rămânem uniți, trebuie să funcționăm ca un mecanism și fiecare coleg de-al nostru este important, are locul lui. E o rotiță acolo, mecanismul ăsta. Exact, nimeni nu este mai presus de sistem. Corect. Toți în același ritm, în aceeași pentru direcție. Pentru că se simte, orice mic dezechilibru contează în ecosistemul ăsta, ca să zic așa. E o profesie unde, din păcate sau din fericire, lucrăm jumătate cu artistul, jumătate cu omul. Și e totul la vedere, știi cum e. Adică n-ai cum să maschezi anumite lucruri și cred că asta este lecția importantă, nu, pe care vă învață teatrul. Da, da, bine, ne-a și extenuat programul ăsta în toți anii ăștia, dar ne-a și îmbogățit. Am câștigat multe lucruri, mi-am pierdut părul. Dar ai câștigat multe alte lucruri. Uite, îți permite să abordezi mai multe roluri, vezi, un câștig, cine știe. Având în vedere faptul că suntem doar 14 și cum a zis și Erica, noi suntem cei mai vârstnici, eu personal am jucat rol de copil de 12 ani până la bătrân de 80. Deci am avut norocul, pentru că suntem puțini, repet, să jucăm, să trecem prin foarte, foarte, foarte multe roluri. Ceea ce într-un teatru mai mare... Paleta, da, așa este. Na. Uite, e vezi, mai complicat, încă ocazia. Dar noi am avut inclusiv ocazia de a primi personaje principale de la începutul carierei. Da. O ocazie pe care într-un teatru cu o trupă... Trebuie să aștepți, și bine să treci prin... Cartava, da, da, Cartava, intri de două ori și vorba aia, măcar să fie memorabil momentul acela, că așa se spune. Mă, și dacă te duci și Cartava, tot trebuie să te țină minte lumea, nu? Exact. Noi, fiind o trupă foarte mică și toți tineri, am primit din prima partituri... Ați trecut de la tavă direct la... Ceea ce este... E o provocare, e un herup, intri în horă, trebuie să joci, că nu poți altfel... Da, dacă nu erați capabil, nu puteați să faceți toate acestea. Așa este, iar acum ne-am îmbogățit și mai mult, având ocazia să împărțim scena cu personalități, cum am spus mai devreme, doamna Maia Morgenstern, domnul Claudiu Blonz, Marius Manole, domnul Vlad Rădescu, domnul Mihai Gurea Sandu, Pauli Pate. Am reușit să ne îmbogățim. Noi acasă am mai lăsat vreo două spectacole. Vă așteaptă, când vă întoarceți, nu? Marius Bodochi, Zorba Grecu, Ioana Darcu, Ghevisu. Și atunci de aceea zic că mai sunt și aceste două personalități care ne-au inspirat și de la care am avut ce să învățăm. Minunat. Fiecare e o școală în sine. Sunteți extraordinar și mă bucur tare mult că ați venit astăzi la noi și vă țin pumnii să iasă toate spectacolele așa cum vă doriți, să fie sold out, da? Să nu mai fie un loc liber acolo în sală și cred că așa va fi, pentru că sunt niște spectacole absolut superbe și eu zic să mai veniți pe la noi, da? Să mai povestim, că mai aveți drum prin capitală, eu vă aștept cu drag, aici sunt. Cu mare drag, dacă ne invitați așa ne și mutăm. Chiar vă rog, ușor, ușor. Avem platou mare, găsim, nu e problemă. Și redacții, pare că e confortabil. E frumos Iași, foarte frumos, mie îmi place foarte mult Iași. Și care are o energie foarte bună. Subscriu. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc cu drag, vă mulțumesc. Luăm o scurtă pauză și revenim.